Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Vorbește Lumea, vă spune Mircea Goian. Suntem o ediție în care avem ca invitat pe domnul Marius Butorescu, consilier județean PNL și, sigur, discuția cu dânsul o să ne dezvăluie și, mă rog, să aflăm anumite lucruri despre funcționarea unor lucruri și a unor instituții care aparțin de Consiliul Județean, bineînțeles, dar în același timp și despre activitatea domniei sale. Bine ați venit în studioul nostru, domnule Butorescu. Bine v-am găsit, vă mulțumesc pentru invitație și vă salut atât pe dumneavoastră cât și pe telespectatorii dumneavoastră. Dumneavoastră sunteți consilier județean pe PNL de anul trecut, din iunie 2017, când, sigur, s-au întâmplat anumite lucruri referitoare la domnul Ionel Burlec, fostul primar de la Bănița. Mă rog, nu discutăm despre acele lucruri, că nu e tema emisiunii noastre, și ați intrat pe poziție de consilier județean PNL în locul dânsului, cum ar veni, da? Da, eram următorul după dânsul Pe pe listă, da? listă și adică următorul pe lista eligibilă și fiind locul liber, am intrat pe lista de consilier județeni. Relația noastră cu Consiliul Județean este mai veche. Dacă vreți să ne spuneți mai multe lucruri despre ce ați făcut înainte de a deveni consilier județean. Din punctul de vedere a relației mele cu Consiliul Județean, am o relație Hunedoara, de ca să vedem, colaborare de așa. Consiliul Județean Hunedoara, am o colaborare mai veche, îndeplinind o anumită perioadă funcția de administrator special la Direcția de Drumuri Județene din cadrul Consiliului Județean, care, după cum bine știți, a intrat într-o procedură de administrare judiciară. Ulterior, acționarii au decis să intre societatea respectivă în faliment. De specificat că această societate era în subordinea Consiliului Județean, Hunedoara. Da, deci Da. acționarul Principal, majoritar majoritar, da. și chiar unic, la un moment dat, era Consiliul Județean. Prin intrarea în faliment, legea spune că există două poziții care trebuie ocupate pentru a îndeplini procedura de faliment, una din ele fiind cea de administrator special, cealaltă fiind lichidatorul societății. Eu am îndeplinit această funcție până aproape de începerea mandatului meu de consilier județean. Bun, administrator special, ce sarci sau obligații, responsabilități avea sau care era rolul? Domnule, deci la data la care eu am intrat în această funcție, am fost numit de către AGA, firma era deja în faliment, se proceda la lichidarea patrimoniului societății și îndeplinirea formelor legale pentru a îndestula datornicii, respectiv băncile la care societatea a avut credite neachitate, cu plățile care se făceau din încasarea activelor care se aflau la vânzare. Ca să fim corecți, în acea vreme, la conducerea Consiliului Județean era ce? Din punct de vedere politic, sau cum doriți să o luați, era președintele Mircea Ioan Moloț și USL-ul ca și coaliție Coaliție, da. care a câștigat alegerile și, mă rog, aveau majoritate în Consiliul Județean. Bun. La un moment dat s-a intrat în conflict cu, mă rog, conducerea sau ce s-a Eu n-am întâmplat. intrat în conflict. Dânsii, la momentul respectiv, fiind vorba de președintele Consiliului Județean interimar la acea dată, Dorin Gligor, a considerat că trebuie să fiu revocat, întrucât nu aveam rostul în această funcție. Bun, erați de altfel singura persoană care mai se ocupa de societate, da? Prin postura de administrator special. Da, singura, pentru că așa spune legea. Deci, legea avea
în lege spune fiecare ce funcție are și așa mai departe. La ora actuală, fiind eu administrator special și lichidatorul judiciar, la vremea respectivă, da. Dânsul a considerat că această atribuție nu și are rostul și a inițiat o procedură de revocare pe care eu am... Domnule, motivul nu prea să-l spun exact care a fost. Așa considera dânsul ca și președinte interimar a Consiliului Județean că din motive pe care eu nu le-am aflat... Nici în instanță, că am înțeles că... În instanță am atacat această hotărâre a Consiliului a consilierilor județeni, hotărârea de Consiliu, am câștigat procesul și am revenit pentru o scurtă perioadă pe postul de la care am fost revocat. Și atunci, deci consilierii județeni au votat pentru... O parte din ei. Deci adică o parte din ei s-au... Deci hotărârea a trecut parcă la un vot. Aha. O parte din ei s-au abținut, o parte au votat împotriva, altă, ceilalți au votat pentru, a trecut hotărârea de Consiliu, am fost revocat, am atacat o instanță, am câștigat procesul, după care am fost din nou revocat, ca să spun așa. Deci după ce ați reinstalat, da? Ați fost din nou revocat, ca să înțeleagă exact, că, da, am că fost din nou revocat. M-am întors pe acea funcție prin hotărâre de judecătorească de... definitivă și revocabilă. Asta a durat cam cât timp a durat procesul? Un an. Am atacat, am câștigat chiar mai mult de un an. Am introdus documentele. De fapt, erau și dânsi anunțați că erau parte în proces și am cerut să mi se plătească drepturile salariale și să revin pe post. Și am revenit, într-adevăr, pe o perioadă de o lună și ceva. Pentru că, din nou, am fost revocat de noua conducere a Consiliului Județean. Și tot prin hotărârea Consiliului Județean, nu? Nu, de data aceea era atunci domnul președinte, actualul președinte a Consiliului Județean, domnul Bobora, la conducerea Consiliului Județean. Asta a fost cam când? A fost anul trecut, în ianuarie. Aha. Am introdus hârtile, le-am spus că trebuie să-mi plătească drepturile salariale conform sentinței. Prima perioadă, nu? Pentru prima perioadă, la care dânsul a considerat că trebuie să fiu din nou revocat. Era dreptul dânsului să considere lucrul ăsta. Am încercat să am o discuție cu dânsul cu privire la procedura de faliment. Dânsul a inițiat o hotărâre de Consiliu, un punct pe ordinea de zi, prin care pur și simplu i-a mandatat pe consilierii județeni să voteze pentru revocare. O procedură care este puțin dubioasă, ca să mandatez printr-o hotărâre de Consiliu drept și să obligi un consilier județean să voteze cum vrei tu. Pentru că prin statutul alesului public... Partea PSD, nu? Păi partea PSD era majoritară și atunci a trecut. Da. Partea cealaltă din consilieri județeni nici nu s-au prezentat la ședința respectivă de AGA, întrucât au considerat-o că este ilegală. Bun, și procedura de faliment s-a... Procedura de faliment continuă, s-a numit un administrator special nou, am înțeles, nu știu cum îl cheamă pe domnul, la ora actuală, la ora respectivă, presa scria ceva de niște condamnări penale care dânsul a avut, era în perioadă de executare sau așa, dar nu știu exact, deși am citit și eu prin ziare, nu m-a interesat, nici nu știu cum îl cheamă. Bă, și ați dat din nou în judecată, Consiliul Județean? Am inițiat o ședință, adică o procedură de instanță, dar între timp nu mai prea m-a interesat, pentru că am intrat consilier județean și oricum eram
incompatibil, nu putem să ocupăm amândouă funcțiile, așa că... Deci soarta a vrut să fiți tot, mă rog, să fiți tot în zona Consiliului Județean. Da, asta s-a întâmplat. Deci, interesant, din punctul meu de vedere, eu atunci explicam președintelui Consiliului Județean că nu era foarte supărat că eu nu îi prezint niște rapoarte. Și am explicat că... domnul Bobora. Da. Deci am explicat că legal, din punct de vedere legal, Consiliul Județean i s-a ridicat dreptul de administrare, iar rapoartele se fac către judecătorul sindic și dânsul poate să le citească în buletinul de insolvență, care este un act oficial în care administratorul special și lichidatorul fac toate rapoartele necesare și se publică, e ca un buletin oficial. La care mi s-a răspuns că n-au timp să citească așa ceva și că să le dau eu. Am explicat că pentru salariul care le-a ar fi bine să citească, că totuși la 100 și ceva de milioane pe lună, aproape două salari, poți să citești niște rapoarte, că de-aia ești pus acolo, nu pentru altceva. Am refuzat să stau, cum să vă spun, cățeluș la ușa unui președinte Consiliului Județean ca să stau cu hârtiuța în mână doar de mă ține în funcție sau nu, și am considerat că așa este bine să am o atitudine legală și normală și să prezint aceste rapoarte în buletinul de insolvență cum scrie legea și nu cum vrea nu știu ce președinte de partid sau de altceva. Bun, ați activat în zona privată. Deci eu din 92 lucrez numai în privat, am condus companii de asigurări multinaționale, am avut diferite funcții de conducere de la director de sucursală până la director regional și așa mai departe. La specialist sunteți pe ce domeniu? Sunt inginer constructor și mai am niște specializări, am un curs mediator autorizat, am absolvit și Facultatea de Finanțe, Bănci, Asigurări. Probabil că și pentru acest CV am fost numit administrator special, având în vedere pregătirea pe care am avut-o, o am și, mă rog. Iar acum lucrez tot în domeniul privat, conduc o companie de broker în asigurări, o companie mare cu rezultate frumoase, o cifră de afaceri care spune ceva, suntem printre primii 15 în topul brokerilor de asigurare din România și sunt foarte mulțumit. Bun, deci nu aveți acea presiune? Nu, nu am avut-o niciodată. Deci de la Revoluție încoace eu n-am avut presiune financiară. Nu. Serviciului sau financiar. Nu, n-am lucrat niciodată și tocmai din cauza asta revocarea mea mi s-a părut... N-am lucrat în sistem bugetar și nu mi se pare normal ce se întâmplă într-un sistem bugetar să stai drept în fața unui ales local și să tremuri acolo de frică că nu știu cine... Nu știu ce revocare îți dă dacă nu partidul nu-i de acord. Se întâmplă treaba asta? Da, se întâmplă. Bănuiesc că una din exemple sunt eu. Au mai fost o grămadă de schimbări în Consiliul Județean de colegi din PNL sau din alte partide pentru faptul că trebuiau schimbați, numiți alții. Din păcate, chiar astăzi sărbătorim Ziua Europei. Dar dați-mi voie să mă îndoiesc că într-o țară europeană se mai întâmplă ce se întâmplă pe aici prin Consiliul Județean, să stea bieții funcționari cu sabia tăiată deasupra capului, că vezi, Doamne, dacă vorbește cu unul din opoziție, îl vede nu știu care și... Cine știe ce îi se întâmplă? Bun, acum salariile sunt mari, destul de mari, mari, mă rog, fiecare cum apreciază și nu e chiar ușor să, sau simplu să îți pui în joc, mai ales că într-adevăr se procedează de multe ori în anumite situații în felul acesta. Și atunci, sigur, că fiecare își apără pâinea. Domnule, vorbind românește, nu? Vorbim românește. Da. Când am intrat consilier județean, expunea președintele Consiliului Județean într-o la diverse, bineînțeles, faptul că după aceste majorări salariale se va face
o analiză pentru fiecare instituție descentralizată, că vor rămâne numai oameni competenți, că trebuie să mărească salariile pentru că altfel nu găsesc oameni competenți care să ocupe posturile respective și așa mai departe. Dați-mi voie să vă spun că eu până acum n-am auzit nicio analiză, cel puțin nu s-a prezentat în Consiliul Județean nouă consilierilor nicio analiză. Într-adevăr, am înțeles că directoarea de la Spitalul de Urgență din Deva, după ce am alocat o grămadă de bani și o întrebam la fiecare ședință, Doamne, nu vă supărați, de câți bani aveți nevoie ca să iese spitalul din criza în care îi? Și dânsa dădea din numeri, se uita la domnul președinte, domnul președinte se uita doșenitor așa cu ochii părintesc la ea că ai greșit, copilă. Și cu asta se termina discuția. Zice, o să vă facem o informare. N-am văzut niciuna până acum. Bun, doamna director și-a dat demisia între timp. Da. Am înțeles că și directorul de la ADEH. Da, acolo el a fost interimar, vorbim de Radu Baru, a fost interimar, mi se pare a fost două mandate și nu mai putea, nu se mai putea continua. Postul s-a scos la concurs, deci cam asta ca să totuși să... Păi, probabil că și la Spitalul Județean se va... Nu, nu, aici nu? A fost concurs pe post, nu era interimar, da, deci era poziție... Da, o poziție care, concurs, da, da, într-adevăr, managerul după ce a câștigat concursul și-a dovedit calitățile. Cum bănesc că toți ați fost până la spital să vedeți ce se întâmplă pe holurile spitalului și cum stau oamenii cu programări de o lună de zile la coadă și cu frica că vin cu plăsuța de medicamente și de injecții și așa mai departe, mor oamenii în spitale și se plimbă șobolanii prin da, secțiile. Mă face să fiu avocatul diavolului. Povestea asta se întâmplă mai de mult, nu numai de acum, ca să zic, nu? Domnule, eu nu înțeleg că se întâmplă mai de mult sau cum se întâmplă. Eu? Deci, acum, de la Ștefan cel Mare încoace, noi tot am evoluat, nu? Dar haideți să vedem. Mai mult sau mai puțin. Păi, dar, bun, dacă până acum au mers o chestie mai grea sau așa mai departe, dar niciodată Spitalul de Urgență din Deva n-a avut așa datorii mari. Niciodată. Deci tot ne plimbă niște documente și ne amenință că ne arată nu știu ce rapoarte făcute, după aia ne spun că rapoartele alea nu le mai arată că sunt secrete pe la poliție și așa mai departe, cu fraude la spital. Dar nimic concret. Am înțeles că nu știu ce raport a unei firme de curățenie care scria doamna respectivă câți metri pătrați de pardoseală, fi curățat. Păi da, da, de unde să se schimbe? Că doar spitalul nu se mărește sau se micșorează de suprafață de tot cu teul ăla, îl dă tot în sala aia. Ce să scrie femeia pe acolo? Da, bine, alea au fost prejudiciile și fraudele care s-au vehiculat. Da, am înțeles că s-a făcut un raport a unei comisii de audit care a prezentat... Și unde sunt fraudele alea? Nu, e un subiect... Dar eu vă spun că spitalul are datorii de 10 milioane de euro. Asta e problema. A avut vreodată până acum așa ceva? Ajungem în insolvență ca și spital județean, nu? Îl închidem că nu avem bani să le plătim salariile. Bă, într-un fel prin, sau mă rog, sigur prin poziția pe care o aveți, acum aveți acces și la... Așa ar trebui, da, așa ar trebui să avem acces. La documente, la așa ar trebui, da, da, legea așa spune, da. Și la informații, bineînțeles. Da, așa ar trebui. Dar ce să vă spun de informații? Să o luăm tot cu Spitalul Județean, că m-ați provocat acum, așa. Da? Deci, primim o hotărâre de Consiliu, adică un proiect pe ordinea de zi, prin care se cer 1 milion de euro aproape. Și mă uit pe expunerea de motive. Se cer, și era trecut, știu eu, l-am primit marțea, punct pe ordinea de zi, da? Bun, iau expunerele de motive. Nu văd nimic. Cer la Consiliul Județean. Domne, dați-ne expunerea de motive. Ne-o trimit cu o zi înainte de ședință. Și când o citesc pe expunerea de motive, văd că AGA de la spital, adică nu AGA, Consiliul de Administrație, Consiliul de Administrație se reunește joi să ceară banii ăștia și noi
Îl avem pe ordinea de zi marți trecut acolo. Pe cum dau banii? După telefoane? Șeful, am nevoie de 1 milion de euro. Da, fată dragă, cum să nu? Imediat, mâine ți-i dăm. Deci astea sunt modalitățile în care suntem informați. Da. Mai știu eu ce delegații, că acum am înțeles că vor să revigoreze spitalul cu chinez, să, picătura chinezească, să ne resusciteze pe bază de acupunctură, că bani de medicamente nu mai sunt. Nu se poate așa ceva. Da, n-am auzit de, mă rog, soluții, situația așa. Au fost plecați în China să... A, bine, există un schimb cultural. Probabil că e singurul lucru în care mai cred. Da, oricum, mă rog, cred că sunteți mai incomod decât înainte. Acum. Sau, mă rog, nu știu în ce măsură, fiind în minoritate în Consiliul Județean, sunteți incomod. Deci eu, cum să vă spun, sunt incomod. Mi se pare managerial, când vii un manager care, vorba aia, e condus în privat și așa mai departe și ai fost președintele Partidului Regalist, parcă într-un timp sau așa, deci, acum, mă rog, e la PSD. Să conduci managerial după telefoanele primite de la partid, bun, mi se pare... Știți pe surse sau știți că... Păi da, au recunoscut în ședința de Consiliu când am avut de alocat fonduri pentru OAT-urile din județul Hunedoara și noi am spus, domne, dar faceți niște diferențe care strigătoare la cer. Hunedoara primește 4 miliarde lei vechi, Deva primește 1 și așa mai departe. Aninoasa vis-a-vis de Hațeg erau sume de 3 ori mai mari. Și zice, păi domne, zice, gândiți-vă că eu până la urmă sunt membru a un partidului care m-a numit aici. Păi bun, dar stați un pic, dar cetățenii acestui județ îi diferențiem acum după partide politice? Mă, n-ai votat cu mine, nu-ți dau bani. Am înțeles că acum vor să schimbe legea și în școală, să ne trezim iară, că dacă nu are cravate de pionier, nu pleacă în tabără. Da? Mă rog, nu știu cum, explicați altfel, că nu cred că așa se păi se nu știu, dorește. Dar am văzut că legea în Parlament vor să o modifice și să-și facă campanie electorală în școli. Da, păi dacă își fac campanie electorală în școală, atunci o să vină să zică, domne, stai un pic, noi suntem la guvernare, cine nu-i pionier PSD nu pleacă în tabără, nu? Să începem să-i... Bine, un fel de a spune. Da. Păi de acolo am ajuns. Apropo, am înțeles că acum ultimul zvon pe surse, nu pot să-l confirm pentru că încă o dată vă spun pe surse, e că vor să mute termocentrala Mintia la Consiliul Județean. Bun, am o discuție, au fost și legat de primăria Deva la un moment dat, nu? Au fost tot deci, felul de... Deci, asta e o amăgire a oamenilor. Mută Mintia la Consiliul Județean. Bun, și ce fac? Schimbă contractul colectiv de muncă, da? Își pierd oamenii aia drepturile și cu asta basta. Adică, niște chestii care nu și-au rostul, nu... Cum revigorează ei? Dacă o mută termocentrala Mintia la Consiliul Județean, revigorează. Mă angajează niște firme de pază, că și așa, Consiliul Județean îi cred că cea mai păzită unitate din județul Hunedoara. Dacă intri pe 3 intrări, îi poliție, îi jandarmerie, îi firme de pază. De cine ți-a apără, domne, oamenii ăștia? De alegători? Păi instituție publică, acolo ar trebui să intre omul cu drag să vorbească cu consilierul, cu... Acolo intri, lași buletinul, deci eu când am intrat prima dată m-a speriat. Am zis, domne, zic, e asediu, e ceva, zic, se întâmplă ceva aici. Barieră pusă, a venit vreo doi la mine, dați-mi buletinul, dați-mi, stai, domne, dar ce s-a întâmplat? Pe cine am... Vreau să intru în Consiliul Județean. Pe partea aia la altă, domne, pe aici n-ai voie, că aici e prefectul și cu jandarmeria și poliția și nu știu ce. Asta este modalitatea în care dânsii consideră că stau de vorbă cu alegătorii. Să apără de ei. N-ați văzut când a fost campania electorală la Deva ce minunății scoteau domnii miniștri care au venit pe aici. Că ne fac pasarele suspendate, că ne fac peste calea ferată, că revigorează
Poate le fac. Pe unde? Cândva. Că n-am văzut nimic până acum, numai vorbe. Haideți că e anul centenarului acum. Ne-am lăudat cu doamna Firea că facem un parteneriat cu Bucureștiul. Ce o să fie? Ce grozăvie? Câți turiști? Unde să ia? Că eu nu i-am văzut. Dumneavoastră i-ați văzut? Mai e jumătate, păi au venit, doamna, mai e jumătate de an până la... A venit în campanie electorală doamna Firea și umbla pe aici prin cartiere să ne spună câți turiști o să vină din București să vadă cartierele din Deva cu Laurențiu Nistor și cu Bobora. Nu, vreau să văd și eu unde s-a alea. În ordine, mă rog, sau nu mă scuzați acum, poate da, m-am... Mă rog, da, asta este, că vă exprimați liber și fără presiune, că vorbea, veniți din zona privată și sunteți, încă sunteți liber la da, opinie. Da, eu cred că încă am dreptul la opinie și o să lupt atâta timp cât voi putea pentru a putea să vorbim toți liberi. Interpelări și amendamente e arma pe care o are opoziția. Cam atât. Cred. Da, deci noi în fiecare ședință de Consiliu și în comisii încercăm să aducem îmbunătățiri. Ca să reamintim încă o dată că sunt 33 de consilieri, din care 18 PSD, 15 exact. PNL. Da. Asta, deci oricum, da. Ce vor dăm și trec. Dar vă spun o singură, unde chiar e strigător la cel, acolo mai cedează. De exemplu, în vremea asta de campanie electorală, probabil fiind venind Dragnea aici de vorbiți două ori... de alegerile sau... locale parțiale. Da, da, la Deva, s-or fi gândit că nu o să-l recompenseze cu ceva și atunci au inițiat o modificare a modalității în care să acorde titlul de cetățean de onoare a județului Hunedoara. Și acolo... La toată lumea. Deci era modalitatea, criteriile de acordare. În general, da. Regulamentul. Regulamentul, da. Modificarea regulamentului. Și acolo... Nu știam de ce l-a legat-o de... Păi vă spun din ce cauză. Pentru că la criterii era ca cetățeanul care este propus pentru acest titlu să nu fi făcut genocid. Să nu fi participat la genocid. Chiar așa scrie. Da, sau acte împotriva umanității. Păi domne, stai un pic. Și m-am tot gândit, oare din ce cauză? Păi da, pentru că restul problemelor penale, alea erau trecute. Adică poate să fie unul să, știu, acuzat de corupție, de trafic de influență, de orice alte minuni, nu era niciun fel de problemă. Dar să nu scoată mitraliera, nu? Și am făcut amendament. Păi zic, domnule, nu se poate. Păi, dar noi ce facem aici? Zic, îi facem cetățeni. Și după aia am dat seama că, de fapt, era pentru Dragnea, că ăsta, cred, numai asta cu genocidul, cred că nu are. Și atunci, da, am făcut amendament și n-au avut ce face. Și, într-adevăr, l-au modificat. Și cu această modificare, dacă este condamnare penală, nu poate să obțină titlul de cetățean de onoare a județului Hunedoara. Acolo au cedat, să zic așa. Da. Bun. Ce alte, să zic eu, lucruri pe care vă deranjează, ați sesizat? Păi, domnul, deci pe mine nu mă deranjează. Eu, din punctul meu de vedere, văd că această instituție trebuie condusă managerial. Și când conduci managerial o instituție, trebuie să vezi, bă, tată, ce costuri ai și ce produci. Adică eu nu văd rostul ca toate instituțiile astea descentralizate din cadrul Consiliului Județean, fiecare are birou de juriști. Birou, nu așa, nu un jurist. Au șef serviciu juridic, au... Păi, dom'le, la muzeu, nu? Păi cu cine să judecă juristul de la muzeu? Bun, da? Sau de la Salvamont. Hai că vă dau alt exemplu. La Salvamont. Cu cine să judecă aia? Cu urși pe acolo, prin păduri? Ei, adică, sunt accidente sau alte lucruri și, care... Bun, probabil... și dacă... Bun, am înțeles că sunt accidente, da? Și ce? Dă vina pe Salvamont, că nu l-au luat. Ok, bun. Păi, dar, eu, de exemplu, pot câte, să dau... câte au domnul Goian? Câte au pe an? Numai să sunteți om al presei. Verificați. Dom'le, îți bani aruncați aiurea.
Păi, bun, și care ar fi soluția? Păi, domnule, deci toate multinaționalele astea centralizează anumite servicii, da, domnule, au sucursale prin toată țara, da, deci nu într-un județ, într-o țară întreagă, da. Păi vine juristul și reprezintă procesul acolo. Nu angajezi juriști pe fiecare instituție aparte. Contabili, la fel, și așa mai departe. Păi ăștia-s bani pe care îi servesc clientela politică a PSD-ului. Asta e tot ce fac. Adică mai inventează niște posturi ca să-l ajute și pe ăla și pe ăla. Bă, pe ăsta nu se poate, că ăsta ne-a ajutat în campanie. Tu să-l pun, ce să-l pune? Hai să-l punem jurist, hai să-l punem nu știu ce. Și atunci ajungem ca și Consiliul Județean să fie cel mai mare angajator din județul Hunedoara. Cu instituțiile astea care le are pe lângă ea. Păi ăștia cheltuie bani ăștia, nu produc. Cheltuie din taxele și impozitele dumneavoastră, a mele și a altora. Și în loc să facem drumuri, și în loc să facem... Păi am ajuns să inaugurăm drumul de la Mănăstirea Prisulob la Silvaș, da? 7 kilometri de drum și ne-au chemat la inaugurarea drumului cu un sobor de preoți și cu 33 de consilieri. Păi împărțiți 7 kilometri la 33 de consilieri să vedeți că și câți mai erau pe acolo, așa mai departe, poate s-o și dumneavoastră. Da, păi trebuia să stăm tot la 10 metri, unul de altul, ca să tăiem câte o bucățică din drumul ăla. Un drum care, de 7 kilometri, care a avut întârziere de jumătate de an. Pe 7 kilometri ai constructorul întârziat o jumătate de an. Păi astea sunt realizări. Asta e conducere managerială? Da, asta cu drumul la Prisop e mai veche. Domnule, este un drum care a fost început în vremea în care era Consiliul Județean condus de PNL. Dar ăștia nu l-au terminat în 2 ani de zile, domnule. Atunci când a fost calamitatea aia, să dădea nistor de pământ, să umble pe lângă doamna Chiove și că uite, doamne, ce dezastru a făcut ăștia pe aici și cu corupții și așa. Ce treabă are? Păi da, mergea doamna să viziteze drumul și a apărut și domnul Nistor în urma ei să urce în mașină, că vezi, doamne, că nu știu ce femeia, vezi că e într-o ieșire privată și că... Nu are timp de așa ceva. Bun, asta e drumul de la Prisop. Da, și bun, și altele, care mai sunt? Da, hai să vedem care sunt. Păi avem culoarul Mureș-Nord, da? Proiect început de PNL în urmă cu câțiva ani, da? Acum s-a semnat finanțarea de la toate studiile, toate proiectele, tot ce a semnat documentația a fost făcută de către PNL. Eu mă bucur că dânsii nu renunță la el. Dar eu mă gândesc cu ce termină mandatul, cu 7 kilometri la Prislop. Bine, am înțeles că și Hunedoara Călan. Am înțeles, da, l-au asfaltat, da? Că nu l-au făcut. Nu, urmează să-l facă, da. Da, bun, deci de asfaltat, adică urmează să-l asfalteze. Da, 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 da. Că el e făcut, adică nu... Da, bine. Da? Adică nu e așa... Drum de țară, da. Așa e, da. Adică n-am înțeles. Din punctul meu de vedere, nu faptul că nu reușesc să faci un drum, faptul că consum bani aiurea în loc să-i folosești unde trebuie. Deci pe mine asta mă deranjează. Pentru că normal că dacă n-ai bani, n-ai cum să-l termini. Că nici constructorul ăla săracu ce să facă? Zic că, domnule, bun, mă apuc de drum, dar tu nu-mi dai bani. Păi dacă nu mai sunt bani, acum vor să ia și mintia, am înțeles, o bage în Consiliul Județean, mai fac nu știu câte posturi și așa mai departe. Păi unde o să ajungem? Ajungem în faliment. Bine, în general, din câte am mai văzut într-o emisiune anterioară, bugetul către Consiliul Județean în general a scăzut. Păi a scăzut, bineînțeles. Salariile au crescut, da. N-am nimic împotriva celor care muncesc pentru banii ăștia. Încă o dată vă spun. Dar nici nu îs de acord ca un privat care să chine, să aducă bani și să-și plătească taxele și impozitele la stat, să umble nebunii să angajeze un om și de-abia îl ține pe ăla cu 25 de milioane, cu 30 de milioane lei vechi salar, da?
și un portar să câștige 40-50 de milioane, că lucrează la Consiliul Județean. Păi n-am înțeles. Ai informație corectă? Păi unde? Păi da, sigur că da, dar sunt publice. Păi domnule, unde ajungem atunci? Unde ajungem? Uitați-vă la parcurile industriale din județul Hunedoara, că sunt goale. Nu mai sunt oameni. Toată lumea vrea să lucreze la Consiliul Județean sau la nu știu ce întreprindere de firmă de stat. Firme care vor să vină aici, la ora actuală, nu își pot permite să plătească salariații, pentru că banii pe care câștigă un salariat la stat e de 3 ori mai mare decât la un privat. În afară de faptul că parcurile astea industriale s-au tot lăudat că le mobilează, că așa mai departe. Bun, noi le-am făcut. Le mobilează cu firme. Noi le-am făcut, da? Deci noi, PNL-ul, le-am făcut. Bun. Păi ei măcar să le mobileze cu firme. Dar uitați-vă la Bosch. Că să lăudau că Bosch-ul a venit, cea mai mare realizare a lor este că a venit Bosch-ul. Păi domne, Bosch-ul n-a venit pentru Bobora, Mutulescu sau Laurențiu Nistor. Bosch-ul a venit în ideea în care, dacă se termină autostrada, și-au alocat un punct strategic. Și culmea, nu l-au alocat acest punct strategic la Simerea, în parcul industrial. L-au alocat pe un teren privat, ceea ce spune mult. Nu este realizarea, nu este realizarea nici a Consiliului Județean, nici a primarului, nici a... Că zice, domne, ne-am dus cu Bosch-ul la premier. Păi ăia s-au dus acolo exact cum s-au dus și cei de la francezii de la Pitești. Să-i întrebe, domne, când terminați odată autostrada aia? Că noi degeaba venim aici și umblăm cu printre căruțe, cu tirurile și așa mai departe, că n-avem cu ce ne transporta marfa și materialele. Asta e problema mare. Că nu stăm cu autostrada blocată pentru 4 urși și 3 lilieci. Ba, sunt legi care... Domne, care e lege? Legea... Bine, povestea cu lilieci oricum e hasie, că am înțeles că nu au găsit lilieci, adică mai mult... Asta a fost motive. Bun, da, și atunci, tu prefect, tu președinte de Consiliul Județean, tu președinte de partid, la guvernare, nu? Păi, domne, deci au venit miniștrii ăștia aici, că a venit ministrul transportului de nu știu câte ori, în campania electorală, bine, când... Destituit, da? Am înțeles, bun, pe director. Nu au avut treabă cu lilieci, nu au avut treabă că nu se poate demara lucrarea la autostradă. Au avut, singura problema lor era cum să mintă oamenii aia care sunt peste linie acolo că le fac nu știu ce pasaje supraterane și tot felul de minunății care nu s-au de nimic de ele. Poate că dumneavoastră știți, eu nu știu. Băi, deocamdată nu. Bine, bun, și când le fac? Da, să nu, totuși să luăm în considerare faptul că nu de mult, cred că săptămâna trecută, ministrul transportului a fost cu ambasadorul Spaniei aici. Așa, și? Ca să, și? Mă rog, într-un fel să preseze firma care... Cine? Ambasadorul de... Spaniei, da? Da. Hai, Dumnezeu. Deci astea sunt exerciții de imagine. Unde ați văzut dumneavoastră într-o țară civilizată? Hai să luăm Germania, că se întâmplă așa ceva. Și acolo lucrează Strabag, care e firma austriacă, nu? Păi ce, a venit ambasadorul Austriei să discute cu Angela Merkel că hai să vedem ce facem cu drumul cu tare? Sau ați văzut vreun președinte sau un conducător de land din Germania să taie pangliș la 7 km de drum? Ați văzut așa ceva? Ați auzit pe undeva? Că eu n-am auzit. Nu, în Germania nu, dar vă dau un exemplu unde, domnule, la care am participat în Aiut. În Cuba, probabil. Aiut, cu ani buni în urmă, s-a tăiat panglica la o toaletă publică. Păi da, acum știți cum e, probabil că... E vorba de 15 ani în urmă. N-or fi prins în finanțare și toaleta aia, dar probabil că o tăiau și acolo. Nu se poate așa ceva. Adică noi astăzi sărbătorim Ziua Europei. Noi suntem țară membră a comunității europene și noi ne comportăm ca și în Cuba, ca și în, nu știu pe unde Dumnezeu se mai întâmplă să atâta grandomanie, să tai panglici la 7 km de drum, să aduci 20 de miniștri într-o campanie electorală ca să îi lămurești pe aia că faci și tu
tu stai cu autostrada blocată pentru patru lilieri și le spui la oameni că construiești nu știu ce minunății peste calea ferată. Bun, noi să fim din opoziție, faceți o opoziție constructivă sau... Păi eu sunt, deci eu fac o opoziție la tot, deci tot ce înseamnă proiect care este fezabil și tot ce înseamnă bani care trebuie alocați la Consiliul Județean pentru cofinanțări cu fonduri europene, niciun membru PNL n-a votat împotriva așa ceva. Dar în același timp nu pot să nu constat anumite deficiențe și nu pot să nu le spun la dumneavoastră, le spun lor în plenul ședinței și așa mai departe. Este o chestie de normalitate să o spui. Că nu interesează sau că interesează mai puțin, atât putem face deocamdată. Dar eu sunt de părere că dacă nici măcar nu spui, atunci înseamnă că ești părtaș. Înseamnă că ai acolo o chestie, un plămădești ceva. Un gheșeft. Bun, despre gunoaie e un subiect care, sigur, nu numai în județul Hunedoara, am auzit și, sigur, situațiile sunt complicate peste tot în România, cu acele management de deșeuri. Deci peste tot e complicat, dar la Hunedoara e foarte complicat. A, mă rog. Pentru că, nu, bineînțeles că la în județul Hunedoara, firma asta care este, mă rog, administrează deșeurile, Supercom ăsta, o firmă din București, de fapt, că doar nu o să fie din județul Hunedoara, că trebuie să verse TVA-ul pe la doamna Firea. Probabil că s-o fi fost parteneriatul pentru care a venit dânsa aici atunci când vă spuneam. Că altceva n-am văzut. De, da. Probabil că asta cu Supercom. Da, pe, da, Firea, da, da, așa. Dar văd că acest contract cu firma Supercom a primit încă... Numele, dacă se poate, dacă... Da, mă scuzați că... De prezidentul în factură de publicitate și nu... Da, păi cred. Nu sunt... n-au deci, nicio intenție să... Deci această firmă... Noi am aprobat într-o ședință de Consiliu Județean. Noi am aprobat, adică a trecut hotărârea, nu că am fost toți de acord. Ca președintele Consiliului Județean să semneze contractul, un act adițional, până la, știu eu, licitația care va avea loc conform sentinței judecătorești de la Alba, în care au specificat judecătorii de acolo că sunt niște puncte neconforme și trebuie să refacă licitația. Bun, asta a fost specificația că în momentul acesta lucrurile sunt contestate, adică există... Bă, nu, nu s-a dat hotărâre definitiv, sigur, este comunicată. Hotărârea și până acum se prelevau de faptul că n-au motivare. Acum au și motivarea. Așa, de foarte nu de mult, mă duc aminte. Bun, acum, și de atunci până acum, credeți că s-a mișcat ceva pentru caietul ăla de sarcini? În schimb, s-a semnat un contract. Să se facă licitație pentru ce? Pentru... Refacerea licitației, da. A licitației și Atribuirea legală a celui care va fi câștigătorul licitației pentru această activitate. Dar s-a făcut un contract de prelungire cu firma care a spus să nu mai dau nume. Contract pe care l-a încheiat președintele Consiliului Județean și care normal, și mă întrebați de transparență acum, da? Păi, dar normal era să vină cu el, domnule, uite, ăsta e draftul de contract. Da? Te rog frumos. Da, da, Mutulescu, nu se Popescu. Fac, nu se, mă rog, nu se fac proiecte de hotărâri. Păi s-a făcut un proiect de hotărâre pe care l-am împuternicit pe domnul Bobora. Pentru deci chestia. Există... Da, l-am împuternicit și gata. Dânsul l-a și semnat. Credeți că l-am văzut vreunul din noi? Probabil că l-a fi văzut domnul Steyer de la PSD, că dânsul le vede pe toate. Da. Are și ochi buni de automobilist. Da, bun, să nu vorbim despre calitățile personale. Sau păi nu, dar eu am zis că fiind a fost la ACR, era cu raliu frumuseții, nu, înseamnă că vede bine. Da. Bun, și revizor la gunoi că, până la urmă, avem niște obligații față de Uniunea Europeană. Deci nu aveam niște obligații. Bun, am scumpit gunoiul, da? Dacă vă uitați pe factura dumneavoastră, o să vedeți că față de anul trecut o să vă vină. Obligațiile față de mărirea taxele le-am făcut. Alea le știm face primele.
Bun. Și în casă, dar uite, mergeți dumneavoastră la, la Supercom, acolo unde se face gestionarea asta a deșeurilor, să vedeți dacă cât la sută din mașinile astea de gunoi care vin din zonele de colectare trec pe acolo sau trec direct în haldă. Nu m-am scumpit taxele. Eu contractul nu l-am văzut, încă o dată vă spun. Nu l-am văzut nici eu, nici dumneavoastră. Nu știu ce scrie în el. Probabil că așa scrie, că pe cât o fi actul adițional, m-a trebuit să mărim taxele, că rest nu e o problemă. Bine, plătim un pic mai mult, da? Au fost explicații, parcă. Plătim mai mult cum plătim și cu apa, pentru că și la apă e aceeași chestie. Deci au managerii societăților care, celor două societăți care... Apa Pro și Apa Serv, da, care gestionează. Asta, au un contract de management că trebuie să aducă profit. Profit din ce? Din banii mei? Adică eu să plătesc mai mult ca să facă el profit? Bă, dar asta e obligația prin managerului prin contract, nu? Că dacă păi da, domnule, dar contractul ăla nu l-am semnat eu, Marius Mutulescu, l-a semnat președintele Consiliului Județean. Păi, eu înțeleg că să investim niște bani în apă. Da, eu vreau să investim niște bani în apă ca apa să fie mai bună și mai ieftină. Nu mai scumpă și să fac o societate profit, iar o parte din profit să-l dăm la angajații societății, să-l distribuim ca dividende și așa mai departe, iar cealaltă parte la investiții. Bun, acum ca să apăr puțin zona, cel puțin pe zona noastră, nu știu, în Valea Jiului, s-au accesat fonduri europene de nivel mare. Domnule, am înțeles, dar de ce trebuie să faci profit? Că ultimele, da, păi nu fă în așa fel încât să echilibrezi prețul, nu ca să scoți profit, pentru că profitul ăla, dacă îl scoți, numai să-l reinvestești în, adică să-l reinvestești în știu eu, diferite lucrări și așa mai departe, deci în investiții. E normal. Dacă să dai dividende, nu e normal, domnul Goian. Pentru că eu nu sunt cu nimic mai prejos decât cel care lucrează la Apa Pro sau la Apa Serv. Și eu sunt cetățean al acestui județ ca și dânsul. De ce trebuie ca el să ia dividende că este angajat și eu nu? Și eu să plătesc bani în plus ca să ia el dividende. Da, din câte știu, am participat la mai multe conferințe de presă, scumpirea nu se duce în dividende, ci se duce în... O parte din ea. Da, se duce. Dar o parte exact se duce și pe... O parte pe ea se duce și în dividende, să știți. Posibil, nu știu, n-am informații de genul acesta. Oricum, am înțeles că acum urmează un proiect foarte mare la nivel de 104 milioane de euro. Foarte bine, noi l-am aprobat, tot ce a fost cofinanțări cu tot ce înseamnă bani europeni, am aprobat și am ridicat cu amândouă mâinile, l-am aprobat, fără niciun fel de probleme. N-am avut niciun fel de... Și foarte bine că se aduc bani europeni în județul Hunedoara. Dar hai să-i gestionăm ca lumea, domnule. Nu numai să-i aducem. Păi, bun, acum țin partea managerului. El ce să facă dacă are caietul de... Eu nu... Păi da, bun, dar cine... Dacă îl obligă contractul de management să facă povestea asta. Păi să... Dacă, contractul... dacă nu o face, îl zboară. Domnul Goian, contractul ăla de management, de cine îl semnează, domnule? De două părți, da? De manager și de președintele Consiliului Județean. Păi... Eu asta spun, că gestionarea banilor și a modului în care manageriez ce se întâmplă acolo, am anumite obiecțiuni. Eu nu zic că tot ce fac e strâmb, pentru că nu e normal. Dar există anumite chestii care nu sunt conforme. Și nu sunt conforme pentru că e o politizare pe toate nivelele. Adică nu mai contează, domne, stai un pic să vedem dacă ăla e bun, dacă ăla a făcut ceva. Nu, domne, bun, e de-a nostru, da, e perfect. Nu e de-a nostru, e strâmb. Asta e problema. Asta e problema la care vă spun și cu campania asta în școli care vor ei să o inițieze acum. Ce să facă? Să meargă copilul în tabără numai dacă poartă cravată cu insigna PSD-ului în ea?
Bun, dar cum a, că n-am înțeles chiar în detaliu, mă rog, inițiativa asta legislativă, până la o anumită O să vedeți, o să până treacă. Până la o anumită vârstă copiii n-au acces și nu au niciun drept să voteze. Păi și atunci, de ce te duci și faci campanie în școală? Poate cadrele didactice, eventual. Păi domnule, dar întâlnește-te cu el la Casa de Cultură. Nu pune un anunț că vrei să mă întâlnesc cu cadrele didactice la casă, nu în școală. Unde s-a pomenit așa ceva? Arătați-mi o legislație europeană în care o țară face ce facem noi. Păi ajungem înapoi de unde am plecat, de pe vremea lui Urbana Paucăr. Asta se va întâmpla. Ai poate un pic mai aproape, să zic eu. Da. Mă rog. Ca să fim, să glumim și să ne apropiem de finalul emisiunii. Bine, glumim amar și râdem amar, sigur. Bun, mai sunt cât? 2 ani de mandat, nu? Da, bănuiesc că dacă nu se întâmplă nimic, avem 2 ani de mandat de PSD. Să zic așa. Da. N-am vrut să zic eu, dar... De mandat de conducere PSD-istă, în conducere PSD-istă, da? Și de minoritate PNL, nu PNL-istă. Da, asta este, da. Deci sunt două partide în... Acum, ce se întâmplă? Vedeți noastră că în județul Hunedoara sunt într-adevăr 2 partide care sunt reprezentate ca și consilieri în cadrul Consiliului Județean. Dar nu înseamnă că toată lumea a votat numai PNL sau PSD. Nu, și maghiarii au avut electoratul lor, și USR-ul a avut electoratul lor, și ALDE și așa mai departe. Păi, când ești consilier județean, trebuie să ții cont de necesitățile și nevoile pe care le are cetățeanul acestui județ, nu de faptul că am un primar acolo și pe ala trebuie să-l umplu de bani și pe altul să-l lasă moară de foame sau să nu-i dau bani de finanțări, de cofinanțare, pentru că, vezi, doamne, nu vota cum trebuie, nu știu care... Bine, explicația de câteva aduc aminte a fost că s-a făcut acest lucru pentru a se direcționa banii exact către cei care au proiecte europene, sau parcă a fost explicația. Hai, domnule, să fim serioși, păi da, luați și studiați câte primării au proiecte europene și câți bani s-au distribuit la fiecare. Uitați-vă comparații între Călan și Simeria, sau Hațeg și Simeria, sau Petrila și Hațeg. Păi fiecare primar asta vrea să facă, să atragă cât mai multe fonduri și să le gestioneze, să poată să facă niște investiții. Să-și țină promisiunile. Oricum, în zona Simeria am înțeles undeva la Băcia sau așa ceva, locuitorii de acolo din zonă au depus o petiție, vreo 700 de oameni, că sunt nebuniți de mirosul produs de o fabrică de făină de oase. Deci că e din ce în ce mai, mă rog, insuportabil, nu, în fine. Deci e o problemă care s-ar putea la un moment dat să devină o bombă socială, nu? Este o chestie care este normală, deci nu poți să dai autorizație de genul ăsta, de activitate. Bine, acum aici la o distanță, cei de la mediu, ei bun, cam sunt cei care... Da, ministrul mediului, de unde e domnul, de la PNL? Nu știu, dumneavoastră știți? Deci eu cred că tot din această coaliție, nu? Da. Da, bine, nu a fost niciun fel de problemă, că tot din datorită mediului am stat cu 4 lilieci într-o nu știu ce grotă și nu știu câți ani de zile n-a plecat autostrada asta, nu? Până n-a venit nu știu ce doamnă de la minister și a intrat cu lanterna acolo și a zis, au dispărut lilieci, hai să-i dăm drumul la autostradă. Păi asta deja, părerea mea este că este atentat la siguranța națională, domnule. Așa ceva. Dar nimeni nu răspunde. Eu nu înțeleg chestia asta. Am spus că de ce sunt așa de incisiv? Pentru că eu nu pot să consider că, mă rog, lucrez în privat și plătesc impozite și taxe. Da? Și nu pot circula pe această autostradă pentru nu știu care cucoană care
4 ani de zile a stat la birou și a luat o grămadă de bani și acum s-a trezit că trebuie să vină cu lanterna să intre să vadă că nu mai sunt 4 lilieci acolo și 3 miniștri care s-au perindat pe aici, prin Deva, prin toate cartierele și nu au fost în stare să rezolvă o problemă de genul ăsta. Acum se poate rezolva, peste noapte, nu? Nu ne mai trebuie nici pasaj pe sub autostradă pentru urși. Am rezolvat și problema celor 4 lilieci. Păi suntem de comedia lumii în astăzi, încă o dată, în care noi sărbătorim Ziua Europei ca țară membră a Comunității Europene. Bun, încheiem discuția noastră aici cu această Ziua Europei și, sigur, cu speranța că totuși lucrurile vor intra într-o linie normală, nu? Și eu sper. Sunteți optimist sau pesimist? Cum sunteți? Domnule, eu sunt un luptător și lupt ca în județul ăsta lucrurile să meargă mai bine. Dacă mă întrebați acum ce se va întâmpla, sunt cam pesimist. Peste 2 ani de zile cred că voi fi mult mai optimist. Bun, vă urez mult succes și mulțumesc să rămâneți la fel de, să zic eu, de vocal, da? Să vă exprimați opiniile. Asta fiți este convins, foarte important. Fiți convins, pentru că dacă un om de afaceri își spune un punct de vedere și îl spune în cunoștință de cauză. Și vreau să vă spun că din 92, de când n-am mai lucrat la firme de stat, am ceva experiență în domeniu. Succes încă o dată! Vă mulțumesc! Dragi prieteni, a fost ediția de astăzi a emisiunii Vorbește Lumea. Am vorbit despre, mă rog, am aflat anumite dezvăluiri și am auzit anumite acuze ale domnului Marius Mutulescu, consilier județean PNL Hunedoara. Vă mulțumesc tare mult pentru atenție încă o dată, vă doresc o după masă frumoasă. În continuare, vă invit să urmăriți știrile Capital TV de la ora 17:15 minute și vă dau întâlnire pentru mâine la ora 16. Numai bine, la revedere!